Mâine seară, publicul severinean se va destinge din nou în grădina de vară a Palatului Culturii. Seria spectacolelor continuă pe ritmuri mexicane. Pregătiri intense au avut loc astăzi pentru ca artiștii să fie gata să ne cânte, dar și să ne încânte auzul, iar noi să-i primim cu aplauze și gânduri bune. Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido. Seria evenimentelor estivale gratuite cu spectacole în aer liber continuă în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu. Pe ritmuri mexicane, Ana Maria Petre și Freddy Camacho vor susține mâine seară spectacolul ce va încânta auzul publicului severinean, readucând voie bună, stare de spirit care a lipsit în ultima perioadă. Starea de alertă noi încercăm să o depășim prin muzică. Încercând să oferim tuturor celor care vin în grădina de vară, severineni, medințeni sau care tranzitează orașul în această perioadă, seri de vară frumoase. În această vinere avem o muzică mexicană, miercurea viitoare vom avea iarăși un concert susținut de Orchestra Palatului Culturii, vom avea în august și filme, încercăm ca împreună în jurul fie a artei plastice, fie a muzicii, să depășim această perioadă, să regăsim încrederea și bucuria de a trăi prin intermediul muzicii. Este de datoria noastră și este și o bucurie să putem oferi celor care vin vineri seara și miercurea seara în grădina de vară puțin frumos, puțină relaxare, puțină bună dispoziție în această vară frumoasă, dar neliniștită. Severinenii, dar nu numai, se vor bucura de seri frumoase de vară prin seria spectacolelor ce vor avea loc în aer liber în grădina Geos Aizescu a Palatului Culturii Teodor Costescu. În pofida prelungirii stării de alertă, dar și a măsurilor ce trebuie respectate mâine seară, publicul se va destinde pe ritmuri latino. Biletele vor fi gratuite, iar distribuirea lor se va face înaintea evenimentului, începând cu ora 19. Locurile sunt limitate.